Zeci de studenți din mai multe țări participă în aceste zile la cursuri despre limba și civilizația română. Mulți dintre aceștia vor să afle detalii neștiute despre literatura noastră și despre obiceiurile strămoșești. Le povestesc despre toate acestea profesorii Facultății de Litere a Universității Alexandru Ioan Cuza. Cursurile de vară de limbă, cultură și civilizație românească sunt la 52-a ediție. În rest avem invitați din și cursanți, evident, din Coreea, din Germania, din Polonia, avem și din China, din Statele Unite. Sunt 4 ore pe zi prevăzute în program, cu pauză, 2 și 2. Sunt vizite la muzeu, la Complexul Muzeal Moldova, la Palatul Culturii, duminică dimineață, și vor mai fi 2 excursii. Pentru studenți este o adevărată încântare să afle cât mai multe despre cultura și civilizația poporului român. În afară de cursurile care se desfășoară la facultate, ei pot vizita multe locuri frumoase din Iași și sunt fascinați de tot ceea ce au văzut până acum. Este prima oară pentru mine în România și sunt foarte încântată să învăț să vorbesc în română, deoarece studiez limba română în Coreea de Sud, așa că este un lucru minunat. Îmi place mâncarea de aici, prietenii, totul este încântător. Avem tabere de vară la universitatea noastră, așa că am venit împreună cu colegii mei. În Iași este foarte multă liniște și pace. Este un oraș foarte frumos, în special arhitectura sa. Este a doua oară când vin în România. Anul trecut am fost în București, dar a fost un oraș foarte gălăgios, cu o vreme foarte norată. Dar aici, în Iași, totul este calm, liniștitor și este un oraș foarte frumos. Studenții provin din țări precum China, Coreea de Sud, Franța, Germania, Indonezia și Republica Moldova. Cursurile se desfășoară timp de 4 ore pe zi, până pe data de 31 iulie.